există teatru. Nu, o formă, nu există un spațiu. Se mai întâmplă când și când, când un organizator sau altul mai aduce un spectacol a cărui principală virtute nu de multe ori, nu de puține ori se întâmplă să fie personaje puține, decor mititel, mergem repede, jucăm un microfon, o cârpiță în spate și cu asta se cheamă că e teatru, spectacol, nu știu ce. Dar sunt zone și puncte, locuri și nu puține unde nu ajunge cu lunile, poate cu anii, poate cu anii, poate cu zecile de ani, sunt poate puțin, poate exagerez, dar numai puțin, nu ajunge nicio formă de spectacol, nicio formă de concert, de ceva viu, ceva pe care să-l judeci, pe care să-l miroși, față de care să ai o opinie. Nimic. Și atunci, dar televizor, eu știu cu o marjă de eroare de cât vreți dumneavoastră, televizor în fiecare casă este. Eu n-am avut televizor când eram mică. Tata a interzis televizorul în casă. Nu că ar fi fost mare lucru, dar cine știe, a interzis. Până la 18 ani eu am crescut fără televizor.